Sfârșit tragic pentru o fetiță de 5 ani. Copila a murit în timp ce se juca de avați ascunselea după ce a fost mușcată de un șarpe. Conform observator.ro, micuța se afla în casa tatălui său când a fost atacată de reptila periculoasă. Tânăra a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au putut să îi salveze viața și au declarat la scurt timp decesul. În timpul unor verificări în casa în care a avut loc incidentul, au fost găsiți peste 40 de șerpi, scrie The Mirror. Reptilele au fost puse în saci și containere pentru a putea fi eliberate în sărbăticie. Mai mulți oameni s-au adunat curioși la fața locului pentru a vedea grozăvia. Șerpii au fost ulterior într-o pădure din apropiere. La începutul acestei luni, un alt copil, un băiat în vârstă de doar 6 ani, a murit după ce a fost mușcat de un șarpe cu clopoței, în timp ce se plimba cu bicicleta împreună cu tatăl și sora lui. Simion a intrat în comă după ce a fost atacat, iar ulterior, medicii au declarat decesul, relatează Observator News.